Bună seara, dragii mei prieteni! Bine ați venit la o nouă etalare. Voi face oroscopul săptămânii care urmează, 6-13 mai, pentru Zodia Berbec. Haideți să vedem, dragii mei, pentru Zodia Berbec și pentru cei care au ascendent în Zodia Berbec, să vedem ce vă transmite Dumnezeul iubirii, acest oracol nemaipomenit care mie îmi place foarte mult, da? Dacă nu v-ați inscris încă la canal, vă recomand să o faceți în acest mod. Veți primi informații cu etalările care le voi distribui în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec, ascendentul Zodia Berbec, ce vor să vă transmită. Să aveți mai multă grijă de dumneavoastră, să fiți buni cu voi înși vă, să vă iubiți mai mult, da? Sufletul să vă iubiți mai mult, să vă dați mai multă atenție, să fiți mai delicați cu voi. Se vede că nu prea aveți grijă de dumneavoastră, se vede că trageți prea mult și vreți prea mult de la voi. Uneori sunteți prea severi cu voi înși vă și vreți prea mult. Deci trebuie să încercați care sunt limitele dumneavoastră și e nevoie, vă spune Dumnezeu iubirii, acest oracol, să aveți mai multă grijă de propria persoană și să evitați conflictele cu cei din jur, că e posibil să fie anumite dezechilibre. Și armonie. Ai nevoie de armonie, ai nevoie de un echilibru. Da, și ți se cere să faci un compromis cu persoanele din jurul tău, ți se cere să fii mai echilibrat, da? Să-i asculți sau să fii mai lejer într-un mod sau altul. Ai nevoie de mai multă armonie în viața ta sau în viața de zi cu zi, în ceea ce faci tu. Haideți să vedem și oracolul iubirii pentru următoarea săptămână. Energie foarte multă, da, și foarte multă impulsivitate. De aceea vi-a spus acest oracol să aveți mai multă grijă cu voi, pentru că aveți foarte multă energie, faceți foarte multe lucruri, sunteți peste tot și de acolo e posibil să vă dați seama că nu se merită, că trebuie să aveți grijă de propria persoană. Foarte multă energie aici. Și veți da naștere la nu știu, la ceva nou, un proiect nou, văd naștere. Văd că veți naște, poate unii dintre voi chiar veți naște, alții văd că veți naște propria persoană sau veți da naștere la un echilibru sau ai nevoie să fiți în echilibru. Naștere. Naștere înseamnă și că, nu știu, lucrați la un proiect nou și vreți să dați naștere la ceva nou. Aveți o idee care vă vine în minte în următoarea săptămână și în viitorul apropiat, cred că veți dori să o puneți în aplicare. Sau poate unii dintre voi chiar aveți ascendent în Zodia Taur și aici văd că noroc, veți avea parte de un noroc. Se va naște ceva bun pentru voi și veți avea parte de noroc, ceva norocos. Haideți să vedem ce vă transmite tarotul pentru Zodia Berbec următoarea săptămână. Cifra 20, 24, 6, 9, 13 și 5 poate are un rol important. Trebuie să vă protejați mai mult în ce privesc instituțiile sau colaborările. Și mi-a ieșit din nou cifra 9. Zodia Fecioară sau o persoană care e pe lângă dumneavoastră născută în luna septembrie sau e născută într-o zi de naștere 9 sau are numărul de destin 9. Vă simțiți singuri. Există foarte multă impulsivitate sau competiție în jurul dumneavoastră care simt că veți prefera să stați mai mult singuri, să vă interiorizați. Ceva din trecut reapare în viața dumneavoastră și sunteți în căutarea unui adevăr. Regele de cupe, o persoană zodie de apă, scorpion, pești, o persoană în care puteți avea încredere, care vă poate da un sfat, care vă înțelege această persoană, vă înțelege motivarea, vă înțelege
propria persoană sau înțelege ceea ce doriți sau ceea ce vreți. Un prieten drag vouă, dar este o persoană matură, o persoană stabilă. Și văd că vă veți interioriza, veți prefera să stați mai mult singuri și vi se cere prudență. Vă simțiți singur și prudenți, să spunem așa, și căutați un adevăr. Vă simțiți singur undeva departe. Șasele de cupe. Vă gândiți la un tată și vă gândiți la anumite amintiri din copilăria voastră. Vă gândiți să vă întoarceți pe strada voastră sau pe drumul vostru deodată din trecut. Doriți, vă gândiți și vă aduceți aminte de amintirile acestea și are o influență mare trecutul cu foarte multă nostalgie și cu multe amintiri. Și poate intrați în contact cu o persoană mai matură sau se întoarce o persoană din trecutul dumneavoastră. Și văd că intrați în legătură cu familia și veți avea parte de suportul familiei sau veți oferi suport familiei. Și văd o relație de suflete pereche, care sunt de aceeași vârstă, o relație unde au același lucru în comun, muncesc pentru aceleași motivații, sunt uniți, există puritate, există sentimente între aceste două persoane, poate chiar aceste două persoane, poate chiar ați și copilărit împreună sau nu știu, dar văd ajutorii, puritate și inocență din partea unei persoane din jurul noastră și văd că vă ocupați foarte mult de copii și vă gândiți la copii. Trei de cupe, văd prieteni, socializare, vești minunate, invitații, vești care vă vor bucura, momente fericite cu prietenii și poate o petrecere, o reuniune, o celebrare. În următoarea săptămână văd foarte multă fericire, să știți. Dar 10-le de spade văd că ceva se termină. Ați fost puși la pământ, v-ați simțit singur, poate chiar și trădați, dar văd că se termină acest lucru, da? Și vă veți proteja mai mult, poate încep priveți prietenii, poate acolo ați avut parte de o dezamăgire și acum sunteți mai prudenți, veți fi mai prudenți și veți analiza mai bine trecutul sau adevărul care a persoanei din jurul noastră vă va spune. Sunteți obosiți, ați obosit să luptați, vă văd că ați obosit, dar vreau să vă transmit că această suferință se va termina în următoarea săptămână, vă veți lua la revedere. Ați învățat, ați evoluat, veți învăța din aceste lecții prin care ați trecut până în momentul de față. Da, dar văd că în ce privesc banii, poate acolo veți fi dezamăgiți, aveți grijă la bani, la manipulări, văd foarte multă supărare sau gânduri în ce privește starea materială, aveți grijă cu cine intrați, zodia Capricorn, Fecioară, să nu vă mintă, să nu vă păcălească. Văd că aceste iluzii care le faceți mentalul dumneavoastră în ce privește partea materială vă ține pe loc, vă țin blocați, e ceva toxic. Eu vă recomand să vă eliberați din această dependență, pentru că e o dependență care duce la toxicitate, este prea mult și cred că e momentul să vă eliberați. E momentul să vă eliberați de această dependență, să aveți mai multă grijă de propria persoană și să încercați să ajungeți la un echilibru emotiv sau în sfera personală ce privește corpul noastră fizic. Aveți nevoie de armonie, deci pentru acest lucru trebuie să vă eliberați de aceste relații toxice sau manipulări. Și în ce privește relația de cuplu, văd că există foarte mult erotism, intimitate, pasiune, există atracție între voi și mai mult intimitate decât dragoste, pentru că dragoste nu prea văd aici. Văd doar că trebuie să fiți mai curioși ca niciodată. Văd că intrați foarte mult pe rețele de socializare, vi se cere să fiți vigilenți, să fiți atenți în ce privește documentele, cu această manipulare, poate la locul de muncă sau în sfera materială, să fiți mai curioși, să aflați, să vă informați, să intrați chiar și pe rețele de socializare, să aprofundați mai bine situațiile în următoarea săptămână, în ce privește comunicarea, sau poate veți intra în legătură cu un matematician sau un, cum se numește, un contabil. Da? Și vi se cere să plănuiți, să aveți răbdare și să fiți
să vă inspirați, să să vă informați, să fiți curioși, să nu aveți încredere în tot ceea ce auziți. Și văd că cineva vă urmărește pe rețele de socializare, vă observă din umbră, să spunem așa, să știți. Haideți să vedem ce vă spune. Ok, ți se cere să te întorci, să te liberezi dintr-un blocaj. Vezi din nou diavolul și cu ăsta, vezi, diavolul te ține cu lanțuri pe loc. Cineva în jurul tău te manipulează. Dacă ești într-o relație de cuplu, e posibil ca persoana să fie un pic mai narcisistă. Văd că ești blocat sau poate chiar te-ai blocat tu însăți. Ți se spune să te întorci ca înainte, adică să fii liber, să-ți recapeți libertatea. E momentul de a reprinde controlul vieții tale în mâinile tale în ce privește relația ta de cuplu. Și ți se cere să chemi, să te rogi la divinitate, să chemi jumătatea ta. Rugăciunile tale și afirmațiile, vizualizările vă vor face să vă întâlniți. Deci încearcă să te rogi și, pentru a vă reuni, pentru a vă reîntâlni sau pentru a vă întâlni cu persoana, cu sufletul tău geamăn. Se vede că e posibil aici o supărare și te simți singur. O lună de miere. Poate vei dori să faci un drum cu persoana iubită sau vei dori să faci o mini-vacanță. Ți se cere să te bucuri de această vacanță, de timpul petrecut împreună. Poate vei merge undeva pe lângă o apă și să te bucuri de acest timp împreună în această vacanță. Și văd că voi vă axați foarte mult pe partea financiară, pe muncă și pe bani. Acolo sunteți voi axați în... Cred că într-un viitor vă gândiți să mergeți, să vă reîntoarceți acasă, poate sunteți departe sau aveți planuri de viitor și pentru moment sunteți un pic unul la distanță de celălalt sau ambii sunteți axați pe muncă și pe bani. În acest moment, chestiunile economice reprezintă un factor important în viața ta sentimentală. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea pentru următoarea săptămână. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și vă aștept data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. La revedere, numai bine, sănătate!